Ne întoarcem în Republica Moldova, Veaceslav Cernica, Ervax, un broker care întotdeauna, un om care întotdeauna m-a impresionat prin eleganța limbajului, prin claritate, prin coerență și o să te rog să... ok, te și vedem acum, îmi pare bine să te revăd. Bună ziua! Ce s-a întâmplat? Știu că într-un fel astăzi reprezint și Asociația Brokerilor de Asigurare din Republică. Ce s-a întâmplat la tine? Ce s-a întâmplat la colegii tăi? E greu să faci business când stai acasă. De aceea, cel mai mult au fost afectate segmentele auto, în special facultativ, pentru că erau grație măsurii CNPF-ului. Asigurările erau validate în momentul în care erau plătite online de către clienți, deci o măsură binevenită din partea CNPF. În privința la asigurările property, deci de asigurări de bunuri și sănătate, chiar am avut o creștere și este de mirare cum oamenii, chiar în condiții grele, se gândesc, sunt conștienți de povara pierderilor probabile. Eu cred că cel mai greu urmează să suportăm, fiindcă dacă înainte era carantină și erau mai puțini oameni bolnavi, acum deja nu e carantină, dar tot mai des se îmbolnăvesc clienții și partenerii. Și asta un pic ne îngrijorează, că până la urmă e bine, sunt bine negocierile telefonice, dar sunt dorite și întâlnirile față în față. Așa că eu mă aștept încă la ceva provocator și în continuare. Deci nu e... N-am ieșit din trecut. Suntem, trăim și în prezent trecutul.